În turul 2 de scrutin al alegerilor locale din 19 iunie, bătălia pentru funcția de primar a fost dusă de Ion Mirenco PLDM și Iulian Bogdan PCRM. Rezultatele ne demonstrează că fotoliul de primar îl va deține candidatul din partea Partidului Comuniștilor. Iulian Bogdan a acumulat 59,62%, el fiind votat de 2479 de alegători. Ion Mirenco a obținut 40,38%, fiind ales de 1679 de persoane. Unii oameni susțin că sunt indiferenți de rezultatele alegerilor, contează doar acțiunile pe care le va întreprinde viitorul primar pentru a ameliora situația orășelului. Da, nu, și noi la pensionieri, noi suntem azi, de mâine nu suntem. La tineret așa tot. Să facă bine, să amenajeze orașul, să vă mai cu lumea, uleu, că aici l-am făcut nică aici în 21 de ani. Cine trebuie să câștige? Pentru că noi suntem cu să câștige oamenii care pot să fac ceva pentru noi, pentru oraș. Să nu mai mergem pe drumuri străcate, pe borți. Eu personal trăiesc la Stârcea și merg cu mașina 15 minute, 2 km. Asta e de rușine. Și în poselcă bulo, și în nasul lădeană, bălă хорошо. Eu știu, trebuie să fiu, în primul rând, amabil cu toată lumea. Și un om responsabil de ce e și să asumă el. Se comporte frumos în societate, în familie. Menționăm că în orașul Glodeni, din 9.013 alegători incluși în listele electorale de bază, la vot s-au prezentat doar 4.198 de persoane.